Acest material este dedicat pofticioșilor. Dacă încă nu ești pofticios, te poți abona și vei deveni unul. Oh, guacamole! That's so international. No, the food here is to die for. Hei, salut pofticioșilor, bine ați revenit pe cub. Săptămâna aceasta ne ține de urât un fruct special, din care poți prepara multe bunătăți la care nu m-aș fi gândit niciodată că le-aș putea face. Cum zicea și în intro, mâncarea de aici merită orice sacrificiu, mai ales când acest video prezintă nu una, nu două, nici trei, ci patru rețete delicioase și toate au la bază fructul de avocado. Asigură-te că te-ai abonat la canalul Cub și hai să gătim împreună cele mai senzaționale rețete cu avocado pe care le-am făcut. Acum gata cu vorbăria, hai să dăm drumul! Când faci de aleguri cu astfel de culori, e binecuvântare de la cel de sus. Mănânci cu ochii, nu alta. Iar eu încep maratonul cu guacamole. Încep prin a tăia avocado în două, îndepărtăz sămâncioara asta mică, iar în ce privește modul în care curăț, nu mai are rost să completez cu nimic. Ori ai văzut la TV și știi, ori te uiți acum la mine și vei ști. E atât de gustos și simplu de făcut că nu ai niciun motiv să nu-l faci, mai ales dacă ești la dietă sau ții post sau pur și simplu vrei ceva ușor. Asta e rețeta care te va energiza și te va face bine dispus. Pașii sunt simpli, tai în jumătate, îndepărtezi sămânța, cu un cuțit de bucătărie faci câteva treceri paralele și perpendiculare pe fruct sau în fruct, ca mai apoi cu o lingură sau, așa ca mine, dacă e copt suficient, să scoți tot miezul afară. Dacă ai cumpărat avocado și e tare la atingere, pune-l lângă o banană și lasă-l câteva zile să se coacă. Când e copt, la atingere, îl vei simți moale, precum o roșie, nu foarte coaptă, ușor moale. Al meu e perfect, l-am pus în mojar și încep prin a-l pasa ușor. Nu urmăresc să obțin o pastă, vreau să am și bucăți mai mari în guacamole. Eu fac guacamole dintr-un avocado. Am să folosesc zeama de la o jumătate de lămâie, căci e nevoie de ceva acrișor să potențeze aromele și să împiedice pasta de avocado să se oxideze. Folosesc o stricurătoare să împiedic sâmburii de lămâie să ajungă în mojar. Amestec totul să se incorporeze sucul de lămâie și pun, să zic, 20-30 ml de ulei de măsline de calitate. Dacă vei folosi un ulei ceva mai puternic și mai acid, există șansa să strici totul. Eu recomand să folosiți un ulei de măsline cu aciditate de maxim 3. Vei simți doar aroma de măsline, iar uleiul nu este amar. Apoi puțină sare, cât poți lua cu 3 degete, aproape jumătate de linguriță. Amestec din nou totul și mă pregătesc să introduc ceapa în joc. E indicat la se folosi ceapă roșie, dar dacă nu ai, merge și cea galbenă. Ceapa roșie e un pic mai puternică ca arome și nu la fel de iute ca cea galbenă. Dacă ai șalotă, și mai bine, aia e perfectă. Cine a zis că gătitul nu e terapie? Ai atâtea culori, ai atâtea arome, încât nu ai cum să nu te simți bine. Pofticiosule, cât eu îs cu ceapa, tu fii cu abonatul. Apasă butonul de abonare și dă click și pe clopoțel. Așa ești sigur că vei primi noutăți de la mine. O dată, maxim de două ori pe săptămână, eu postez. Atât. A, și nu trimit mail-uri, decât dacă îți dorești, iar la comentarii răspund personal. Toc bine ceapa, cât mai mărunt, să nu am bucăți foarte mari. Plus de asta arată bine și cu siguranță vei fi apreciat. Raportându-mă la un avocado, am pus o ceapă mică roșie. Este extra suficientă, iar finalul va fi de excepție. Un guacamole echilibrat și gustos din cale afară. Pofticioșilor, în mod normal eu aș merge pe coriandru, ca în rețeta originală, doar că noi, balcanicii, avem o problemă cu planta asta cu miros de ploșniță. Bleah! Dar știți ce? Am făcut un mic test și am făcut într-o zi guacamole cu coriandru verde, pe care l-am spălat bine de tot, l-am uscat cu un șervet de bucătărie și l-am pus în salată. Pofticioșilor, a ieșit de senzație. Nu am simțit niciun miros aiurea și vă pot spune că s-a integrat foarte bine în peisaj, iar dacă prinzi încredere și îl vei folosi, să știi că coriandru vine și cu o grămadă de beneficii pentru organism. Trecând peste, eu azi folosesc pătrunjel verde, proaspăt, din grădină, o jumătate de legătură și doar frunzulițele. Îl toc mărunt și asta e. Am aici câteva roșii minunate de grădină, de la un producător local. Nu am nevoie de multe, doar 4 roșiuțe. Am mers pe variantă de roșii cherry pentru că nu sunt așa groase în carne și vor ieși bucățelele mai mici. Plus de asta, nici nu au foarte multă zeamă și sunt mai parfumate decât cele mari. Știți voi vorba aia, esențele tari se țin în sticluțe mici, nu-i așa? Tai roșiuțele în două și le storc de semințe. Odată cu semințele se va scurge și mare parte din zeamă. Se pot pune și roșiile cu tot cu semințe, doar că având mai mult suc aș obține un guacamole mai apos, mai moale și eu nu vreau asta, așa că le scot. Ia uite câtă zeamă am strâns de la câteva roșiuțe.
Tai roșiile în filiuțe subțiri și apoi în cubulețe mici. Vreau ca roșia să dea o pată de culoare la acest guacamole și să o regăsesc în fiecare îmbucătură. Roșia se potrivește de minune cu avocado, iar relația celor doi e de ceva vreme, cum va fi și a mea cu pofticioșii care mă vor urmări peste ani și ani, când voi fi mare și copt la minte. Uite, ăsta e stadiul final. Acum pun toate bunătățile astea peste pastă, pătrunjelul verde, apoi ceapa roșie și nu în ultimul rând roșia. Toate astea vor face chimia să fie din nou plăcută și să te gândești la amintirea culinară pe care ți-o va crea această minunată rețetă. Amestec totul bine și, dragii mei pofticioși, acum știți să faceți un guacamole pe cinste. Ia ca pofticioșul, un film bun, câteva nachos și ai o seară perfectă la tine în sufragerie sau o fi living de acum. E, ce mai contează? Hai să gust că-s fan și nu mai pot rezista nici măcar o secundă. Ați văzut saltul? E știrea zilei. Soc! O bucată de nacho s-a aruncat în gol de la gura lui Constantin și a supraviețuit o secundă. Hei, unde pleci? Treci înapoi! Ce face foamea din om? Nu-i nimic, mai încercăm o dată. Poate iese mai bine. Da, e mai bine. Acum nu știu la ce se mai bucură dumnealui, că nu i-a mai căzut nimic din gură. Sau o fi bună rețeta? Cred că ambele, că văd că a prins curaj și nu se mai satură nesăturul. Pofticioșul, prima parte din maraton e gata, urmează ceva și mai simplu de făcut și da, ați ghicit, tot din avocado. Fac maioneză. Cum adică faci maioneză? Da, fac maioneză de dietă sau de post. Acum nu știu cum o ieși salata de beof, dar verde sigur va fi. Deja ai deprins tehnica curățatului și trec repede peste. Ce vreau însă eu să îți arăt. Dacă ai fructul de avocado copt sau suficient de copt, poți face doar atât, adică să îl strângi și tot interiorul va ieși fără nicio problemă. Atât e de simplu. Pentru maioneză am nevoie de un avocado, zeamă de la o jumătate de lămâie pe care o strecor ghinititat, o linguriță de muștar care va da un gust ușor picant și va apropia totul ca gust de maioneza clasică. O jumătate de linguriță de sare sau chiar mai puțin, 20-30 de ml de ulei de floarea soarelui, în funcție și de mărimea fructului, de data asta ulei de floarea soarelui pentru că nu e aromat și vreau ca maioneza chiar să semene cu cea pe bază de ou. Asta e toată mișcarea, mă rog, aproape toată, că mă văd tare îndemânatic. Hai, Constantine, că avem treabă, măi, tată, și tu nu reușești să pui capacul. Hal de bucătare și tu. Și mai vrei să se aboneze lumea la canalul tău. Pofticioșilor, dați un like de încurajare, poate se apucă și el data viitoare să facă puțină practică înainte, să știe și el cum se strânge un capac. Gata, a nimerit, îmi făceam griji cu blenderul că o să stăm iar o veșnicie. Hei, alu, ia mâna de pe el, că nu pleacă nicăieri. Na, omul ăsta e de pomină. Uite-te la el, mixează blenderul. Alo, domnul mixer, cred că de la verdele din fața ochilor îi se trage. Nu am mai făcut așa până acum. Nu știu de la ce e fumul ăla, dar aș putea spune că și-a dat duhul bietul avocado la cât l-a zăpăcit zăpăcitul. Ia uite, arată și la pofticioș. Acum văd că mănâncă și cu degetul. Na, nu se poate. Măi, tinere, tu dai dovadă de lipsa celor 7 ani de acasă. Ai mai bine de 3 decenii peste și văd că tot neciuplit ai rămas. Da, ce să zic, e bun, nu? Normal că e bun. Hai că mai avem de lucru, toarnă repede în vas și hai că suntem abia la jumătatea drumului. Gata și numărul 2. Pofticioșul, ca o concluzie de final, pot spune doar atât. Dacă nu ar fi verde, aș zice că e maioneză clasică cu ou. E genial de bună și foarte gustoasă. Unde mai pui că e și sănătoasă. Da, da, e chiar sănătoasă. Ia uite, așchia nu sare departe de trunchi. Oare s-o fi spălat pe mâini? Dragii mei pofticioși, vă prezint rețeta cu numărul 3. Nu am cuvinte de laudă suficiente la adresa mea, dar vă pot spune că mai am 2 cireșe pentru tort, căci ce urmează să vă prezint e un fel de cheesecake îndrăzneț, o prăjitură la care nu am folosit deloc foc, care are și blat și cremă și unde mai pui că e extraordinar de delicioasă, iar cea de-a doua cireașă urmează să te încânte imediat. Dacă nu te-ai abonat până acum, e momentul să o faci și să dai drumul și la notificări, că nu știi pofticiosule ce pierzi. Voi începe prin a face un blat foarte gustos, din 200 de grame de migdale, 200 de grame de nucă, 50 de grame de melișoare, 150 de grame de curmale, o lingură generoasă de unt de arahide și un blender hotărât să facă treabă. Dau drumul la blender și mărunțesc totul până ce începe să se lege. Când vedeți că nucile se cațără așa șugubăți pe vasul de la mixer, opriți mixerul și verificați compoziția. Sunt pe drumul cel bun în ce privește mărimea, dar mai am de adăugat 2 ingrediente secrete. Trebuie să presar și secrete de-a lungul rețetei, așa văd și eu care e pofticios adevărat. Primul ingredient e uleiul de cocos, pe care l-am încălzit foarte puțin, iar cel de-al doilea e o lingură de cacao. Vreau ca blatul să ducă puțin la ciocolată, iar cacaoa asta va face. Desprinde pe margini compoziția și voi continua să mixez până ce începe să se lege. Nu vă fie frică, aparatul nu a suferit nicio traumă severă și vă asigur că încă e în garanție, sau era? Oricum ar fi, consistența pe care o doresc. Vreau ca totul să fie legat, să poată forma un blat ferm și totodată delicios, iar ăsta e chiar bun.
Acum, pofticioșilor, vreau să pun blatul în formă și pentru asta voi avea nevoie de o hârtie de copt și, evident, o formă. Pentru că mi-a plăcut lucrul manual, voi plia hârtia de copt în două, apoi, iar în două, obținând un pătrat mai mic, ca mai apoi să o îndoi în unghi de 45 de grade și încă o dată în unghi de 22,5. Îmi iau reper din centrul formei și până în marginea acestea și cu precizie de chirurg, tai. Da, uite ce a ieșit, un cerc din hârtie de copt, numai bun pentru a așeza pielul o prăjiturică minunată. Și, da, se potrivește. Apoi voi pune și pe marginile formei două fâșii de hârtie, de data aceasta fără prea mult tamtam. În felul acesta voi împiedica cheesecake-ul să se lipească de margini și va fi ușor de desprins. Urmează să torn compoziția pentru blat, să o distribui uniform peste tot, ca mai apoi să o presez ușor, folosind un pahar cu fundul drept pe post de mai compactor. Scuze, defect de profesie, dar s-a potrivit perfect în context. Da, pofticioșilor, blatul e gata, îl duc la rece căci urmează să mă ocup de cremă. Evident că am curățat vasul de la robot, doar mă știi că lucrez îngrijit și fără greșeli. Bine, Constantine, dacă zici tu, curăț cei doi avocado, după cum vezi, nu mi-a scăpat nicio variantă de a curăța. Cred că pot face de acum și un tutorial cum se curăță avocado. La atâtea rețete minunate, devii profesionist, aș spune. Da, folosesc o lingură și desprind miezul foarte ușor de coajă. Trecem repede peste că deja știi care e treaba acum. Îl pun în blender, peste care pun 400 de grame de cremă de brânză și în jur de 150 de grame de miere de albine. Va îndulci totul atât cât trebuie. Nu uitați că și blatul e dulce, de la curmale. După ceva dulce merge și puțin acru, dar înainte să pun zeama de lămâie, cred că nu ar strica să dau pe răzătoare și coaja. Sunt lămâi bio și ar fi păcat să nu folosesc coaja. Dau coaja de lămâie pe răzătoare și pun zeama doar de la jumătate de lămâie. Astfel mă asigur că crema nu se va oxida și va trezi la viață toate aromele. Pornesc robotul și transform bunătățile astea într-o cremă genial de bună. Nu e nevoie de prea mult mixat, doar cât să obții o cremă fină și te asigur că nu durează mult. Opresc mixerul să gust și data aceasta, deși îmi luasem având la înfulecat, am zis să nu dezvălui nicio reacție și recunosc că mă abțin cu greu să împing suspansul spre final, dar asta e, avem un script de urmat și o relație de construit. Că așa se cade bine, pofticios la pofticios trage. Aduc de la rece blatul pregătit să primească cu brațele deschise crema de avocado. O torn pe toată în formă, nivelez, uniformizez, îi fac față și pofticioșilor câteva ore la rece sau mai bine spus la congelator pentru una-două ore. Nu se va transforma în înghețată, te asigur, doar se va întări puțin și o vei putea tăia mai ușor. E un fel de gătit, doar că nu la cald, ci la rece. Ce mai zboară timpul ăsta? Acum e azi, acum și e mâine, noroc că nu a trebuit să aștept o zi. Hai să o scot din formă. Desfac chinelul, se desprinde ușor, noroc de hârtie, scot forma, îndepărtez folia și voilà. Nici mie nu-mi vine să cred ce a ieșit. De obicei șefa face dulce. Eu nu mă bag că nu am curaj, dar când îmi fac, îmi place ce iese. Nu e așa, tiramisule? Ce să mai zic, trec direct la atac, aduc cuțitul și tai felia sufletului meu. Era și un cântec, ceva cu femeia, doar că nu e pe gustul meu acum. Acum e cheesecake-ul ăsta, care îmi încântă privirea de câteva minute bune. Tai, scot și pun pe farfurie felia pentru suflet. Trec puțin prin fața camerelor pentru câteva cadre și da, pofticioșilor, îmi iau lingura să gust din acest minunat și gustos cheesecake de avocado. Iar dacă până acum nu ai văzut reacții, ia de aici. Nu cred că mai are rost să completez în cuvinte. Prăjiturica asta mi-a făcut ziua și pleacă direct la favorite, dar și cu mine dincolo să o mănânc în liniște cât timp dorm copiii. Pofticioșilor, numărul 3 e gata și mă declar cucerit de-a dreptul de avocado. Urmează piesa de rezistență căreia niciun copil sau adult nu are cum să-i reziste. E poate cel mai răcoritor dulce și cel mai indicat pentru cei care au poftă de înghețată, dar se fere să mănânce ca îngrașă. Pofticioșilor, special pentru voi am făcut înghețată de avocado. Se cere o banană super coaptă pentru rețeta asta, pe care o curăț și o tai în felii, apoi o pun la congelator pentru 2-3 ore. Banana înghețată va porni procesul de înghețare al înghețatei, va da consistență, textură și finețe. E înlocuitorul perfect pentru smântână. Fiica mea nici nu vrea să audă de avocado, asta până i-am servit această variantă de înghețată, iar acum nu trece săptămână să nu-i fac. În plus, ne bucurăm și noi, asta e clar. Cât timp se îngheață banana, mă ocup de fructul de avocado. Fac înghețată cât să o mâncăm odată. Suntem 4, așa că un avocado ajunge. Îl tai, îi scot miezul pe care trebuie să-l dau în blender, așa că nu mai murdăresc încă un vas. Mă folosesc de cel pe care îl are blenderul, evident. Apoi zeama de la o jumătate de lămâie peste. Cred că știți deja, potențiază și împiedică oxidarea fructului. Acesta păstrându-și culoarea tipică, adică acel verde minunat.
Pentru un plus de aromă și un gust răcoritor, am ciugulit din grădină două firicele de mentă, a căror frunzulițe le voi adăuga. Ca mai apoi, adus direct de pe raion, un iaurt grecesc, 10% grăsime, care va face minuni. De unde știu? Pofticioșilor, când scriu eu aceste rânduri, înghețata nu mai e de mult, s-a dus ca prin minune. Exact cum v-am spus, face minuni. Iar ca să îndulcesc totul, ce poate fi mai natural decât miere de albine adusă direct de la sursă în bucătăria mea? 150 de grame de miere de albine. Pun tot, nu las nimic în crastonel. Și banana înghețată, să nu care cumva să uiți de ea. E la fel de importantă precum ingredientul principal. Pun totul înăuntru, apoi capacul peste. De data aceasta ați văzut că mi-a ieșit din prima. M-am antrenat între timp. Și pentru ultima dată în acest material voi da drumul la blender pentru a obține o cremă de înghețată super fină. Timp de un minut nu fac altceva decât să mă asigur că totul a avut parte de același tratament. Opresc, scot capacul și da, am ceea ce trebuie. Fiind vorba de înghețată, nu îmi permit să pierd nimic, așa că strâng totul. Uite testul. Chiar dacă e încă moale, să știți că banana și-a făcut treaba. Crema e înghețată cât de cât și nu rămâne altceva decât să o pun în mașină și să aștept. Pofticioșilor, știu că o să spuneți că eu am mașină de făcut înghețată și că mi-e ușor să vorbesc, dar dacă vrei, poți face și fără mașină. Cum? Cu gheață, sare și răbdare. Amestecatul e bonus, dar până la urmă faci înghețată artizanală. Cum se făcea odată? Pun compoziția în vas pe care l-am ținut o noapte la congelator, montez paleta pe aparat, bag în priză cum zice la manual și las să se învârtă totul 2 ore. Eu am însă mașinuța asta, luată la ofertă de la magazinul pe care îl știi și tu. Iar dacă până acum ți-a scăpat, data viitoare nu o scăpa, face toți banii și chiar mai mult. Paleta aparatului va omogeniza totul, iar cristalele de gheață vor fi mici spre foarte mici, rezultând o înghețată super fină. Ăsta e motivul pentru care trebuie să aștept 2 ore lungi, dar nu am ce-i face. Gata, pofticioșor, cele 2 ore s-au scurs, opresc aparatul și cum îi șa de bine bucătarului, mă dau mare cu înghețata mea. Cui? Tuturor pofticioșilor fără excepție, inclusiv cei mici ai mei. Dacă te-ai abonat, să știi, ai toată aprecierea mea și îți mulțumesc. Dacă ai apăsat și pe clopoțel pentru notificări, da o înghețată garantat, când ne auzim. Doar să-mi amintești, ca nu care cumva să uit. Gata, pofticioșor, am pus și înghețata în cornet, am luat în calcul și un upgrade de la fiică-mea cu acești fulgi de ciocolată și cred că ce a ieșit e extraordinar. Iată, cum pot să nu fii mândru? Sunt, chiar pentru banala asta înghețată. Știu că va bucura mulți copii și părinți deopotrivă. Și așa fac și eu un bine comunității mele de pofticioși, din care și tu ai ales să faci parte. Iar eu îți mulțumesc. Hai să gust, pofticioșul. E prima dată când fac astfel de înghețată. De fapt, e prima dată când fac înghețată. Nu, nu ai cum. 4 din 4 și toate sunt remarcabil de bune. Iar finalul, ce mai final, ce mai gust, mă declar extrem de mulțumit de ce a ieșit. Au fost câteva zile lungi de muncă, dar a ieșit. Da, au ieșit toate. Ăsta e rodul muncii mele de săptămâna aceasta. 4 rețete, cel mai lung video de până acum, cel mai lung script de până acum și 4 zile fantastice cu gândul la voi. Eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, să comentezi și să te abonezi. Și nu uita să dai play pe Cub.